Succesul este atributul celor care nu se tem săriște, care nu se lasă încadrați în tipare, pentru că reușitele mărețe implică și riscuri pe măsură. La De Vorbă cu Succesul îi veți cunoaște pe aceia dintre noi, care nu tânjesc după validarea socială și nici nu trăiesc după trenduri, ci conform propriilor convingeri, punând preț pe crezul individual. Sunt Lucreția Racu Catiușa și vă aștept în fiecare zi de marți la orele 17 să luăm succesul la întrebări. Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei! Uneori pasiunile purtate în suflet se transformă într-un drum în viață, iar curajul de a-ți urma visurile spune povestea împlinirii omului, care a riscat și a încununat cu succes pasiunea, ce astăzi se identifică cu meseria. Dragii mei, astăzi, pentru a-mi risipi emoțiile primei ediții ale emisiunii De Vorbă cu Succesul, am rugat să-mi fie alături eu, Lucreția Racu Catiușa, tocmai de acasă, de peste Prut, nu doar invitat de succes, ci o familie de succes, familia Carp, Adi, Antonina și băiatul lor cel mare, Valentin. Decât să încerc să-i prezint eu în câteva cuvinte și să nu cuprind esențialul, haideți să îi cunoaștem. Bună ziua! Și bine ați venit astăzi la noi aici, la Super TV. Bănuiesc că ați făcut un drum lung de 850 km aici până în Curtea de Argeș. Bine te-am găsit. Da, așa, să vă cunoască și cei de acasă. Mulțumim foarte frumos. Noi suntem onorați și suntem fericiți pentru această invitație de a veni aici la tine, în primul rând, la această emisiune. Ne bucurăm să fim și noi prinși în această marjă a succesului. Ne bucurăm că el este cu noi și noi, familia Carp. Întotdeauna ținem la el, îl cuprindem, îl luăm cu noi la braț, îl purtăm cu noi prin buzunare acolo lângă inimioară și astăzi chiar e o mare onoare pentru noi să fim invitați la emisiunea ta De Vorbă cu Succesul. Da, pentru că, într-adevăr, sunteți o familie de succes în Republica Moldova. Mulțumim! Telespectatorii știu foarte bine că de acolo vin și eu, din Republica Moldova. Spuneți-ne mai întâi de toate, așa, deci v-ați obișnuit acum că sunteți pentru prima dată în România sau ați mai fost? Nu, în România nu putem să fim pentru prima oară pentru că ținem la această palmă de lume, la acest colț cu care ne identificăm și noi. Venim cu mare drag atunci când avem ocazie și astăzi, fiind invitați la emisiunea ta, nu puteam să nu venim și să nu mergem atâta amar de kilometraj, atâta amar de vreme. Chiar ne puneam întrebarea câți kilometri fi fost să fie de la Chișinău până la Curtea de Argeș. Și când mi-a zis acum 800 și 850, 800 și ceva, așa. Să știi că am venit cu mare plăcere. Da, și eu mă bucur foarte mult. Da, mai întâi de toate vreau și eu să văd ce spune domnul Carpu despre, așa, despre... Despre succes? Da, despre succesul nevoastră. Noi suntem o familie nu prea numeroasă. Avem în totalitate cu Antonina tocmai 3 copii. Eu am 4 pentru că și Antonina este copilul meu. Da, eu respectiv 4 împreună cu ea. Pentru noi, oglinda familiei sunt cei 3 copii. Unul prezent este în studioul dumneavoastră, Valentin. E cel mai mare succes din familia noastră, pentru că mai avem încă 2 succese mari. Sunt Alexandra și Călin. Au rămas acasă. Alexandra fiind mezina. Alexandra fiind mezina. Ei ne țin pumnii și noi respectiv ne bucurăm că aceste 3 chei ale succesului sunt în sifețelul nostru. Da. Vreau să vedem ce spune Valentin, așa să-l cunoaștem mai bine. Am venit cu mare plăcere la voi în studio. Aș dori să fie cu mine și fratele și sora, dar nu s-a primit deoarece sunt foarte energici. Sunt energici. Da, bine. Ce vârstă au copiii care... Astăzi... Călin are 6 ani. 6 ani. E mic. Alexandra are 4 ani. Deci tu ești cel mai voinic în familie. Astăzi și Valentin a adus misiunea frățiorilor cu el. Da, foarte bine. Da, fiind... Mă uit, aveți atât, așa, o soție de frumoasă. Respectiv care... și iar un soț. Da, cum să nu zic asta. Vreau să
să știu, am înțeles că dumneavoastră sunteți cu frumusețea mai mult, adică aveți grijă ca toate vedetele din Republica Moldova să arate foarte bine. Și... foarte de zis așa. Acum că ai înțeles de unde vine frumusețea. Da, asta e un exemplu aici, îl avem în față. Mereu este cel mai greu să vorbești despre sine. De fapt, specialitatea mea de bază este inginer programist și activez și pentru moment la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dar pe parcursul concediului de maternitate, dacă bărbații își continuă traiectoria în domeniul femeile. Profesional, noi, femeile, suntem supuse să deviem de specialitatea de bază și să ne regăsim în alt domeniu. Da, și cum faceți față? Adică, fiind și mamă, așa... și soție, și serviciu, și o doamnă de succes, cum? Deseori și eu îmi pun întrebarea aceasta, cum se combin, dar încercăm să... Ia uitați-vă, dragii noștri, cum arată o mămică, deci nu spuneam vârsta... Cum arată o mămică din Chișinău? Da, o mămică a 3 copii. În asta și constă secretul, 3 copii și apoi... 3 copii, deci gata, deci ce trebuie să fac? Trebuie să fac 3 copii ca să... Lucreți întâi, te căsătorești și apoi... Da. Ce moto are familia Carp? Vreau să știu și eu așa. Pentru noi fiecare zi aparte și are motoul ei. Asta cel mai important, motoul nostru e prin dragoste, totul sigur se dobândește și împreună cu munca sigur vine și succesul. Noi având în fiecare dimineață câteva misiuni importante de a le duce la bun sfârșit, nici nu ne dăm seama cum se duc acele ore ale zilei și dacă să ne luăm doar după un singur moto, atunci nu știu dacă viața noastră ar fi fost să fie atât de interesantă. Important este să avem în fiecare zi câte un moto și același moto pe care îl punem în fiecare zi după noi, e important să fie cât mai dedicat nouă înșine și celor care ne înconjoară. Da. Dumneavoastră în Republica Moldova sunteți și director de televiziune. Asta. Da. Trebuie să știi și cei de aici, pentru că cei din Republica Moldova, bineînțeles. Sunt administratorul unui post de televiziune din Chișinău. Și artist. Deci interpret de muzică... De muzică... ușoară, populară, le combinați așa, da. Toate, da. Sigur. Cât de greu vă este? Pentru că, bineînțeles, combinați două lucruri. Una e să aveți o echipă, bineînțeles, care dumneavoastră sunteți managerul și trebuie să-i coordonați într-un fel anume și evenimentele care le aveți. Cum faceți legătura dintre? Hai să vezi, Lucreția, că pe lângă faptul că sunt în administrație unui post de televiziune de 12 ani de zile, mai am și un studio de înregistrări, mai am și un studio în care se lucrează cu muzica, se cochetează bine cu muzica, am câțiva colegi care au grijă de orchestrațiile muzicale, se înregistrează multă lume, începând de la talentații copii de 3 anișori până la talentații artiști pe care cei din Chișinău și nu doar pe micile ecrane sau pe care auziți la radio. E o muncă de care m-am atașat de ani buni. Place, pentru că dacă nu ar fi plăcut atunci, da, nu aș fi stat atâta timp noi facem ceea ce ne place, bineînțeles. Sigur, probabil asta e cel mai mare secret, să faci ceea ce îți place. Da, cu acest job, secretul succesului. Cu acest job de care sunt îndrăgostit de 12 ani, m-am și maturizat, am și devenit între timp bărbat în toată legea, nici nu prea am prins ideea când au apărut copiii pe lume, când s-au maturizat și când au crescut, pentru că asta este... Ne-am maturizat și noi. Asta este frumusețea vieții și cred că cel mai dulce, cel mai deosebit job pe care îl am eu e jobul de tătic. Asta este cel mai frumos. Și dacă tot veni vorba de jobul de tătic, când s-a născut Alexandra, fetița cea mică. Exact. De câte ori ați schimbat așa scutecele? Eu, să știi că eu sunt un tătic foarte grijuliu. Eu nu am treabă cu scutecele. El aducea. Eu sunt tăticul care aduce scutecele. Am grijă ca ele niciodată, adică aveam grijă ca ele niciodată să nu fie absente din casă. În rest, mai rar eram prins cu schimbatul scutecelor, recunosc.
pentru că m-am, păi așa am, e, da, mai rărut, mai proactivă. Da. Văd că Valentin deja este acolo campion național, am văzut cu dansul, cu muzica, foarte multe festivaluri. Spune-ne și nouă, care a fost ultimul și cu ce ai venit, cu ce premiu? Păi am început să fac dansurile și muzica de la vârsta de 6 ani, cu doamna Ludmila Loșchina vocal, iar dansurile la Codreancă. Și la Flagrant. Și la Flagrant, da. 4 ani și la Codreancă 2 ani. Deci am început la concursuri naționale și apoi internaționale și nu s-au început concursurile chiar atât de ușor. Trebuia să le practic mai mult și le exersez mai mult dansurile. Acum, recent, un an, am lăsat deja de activitatea de dansului, deoarece nu mai faci față datorită cu timpul, da. Și e la o vârstă mai încărcată, deci, cu stare de emoții. Dar de ce nu pe parcurs să revină la această activitate? Pentru că, într-adevăr, dansul se combină cu muzica și este foarte, foarte frumos. Să știi că acasă practică cu surioara, o ia în brațe și... A, da, chiar, ce talente, cei mici, ce au mai uștini cu arta, așa, cei mici, ce... Pornim de la ghidușii și de a face nebunii și terminăm cu faptul că iubesc să cântă, iubesc să cântă și ei? Da, deci, ei sunt cei mai cântă, tentați, banier. Cei mai dotați sonor, vocal, muzicieni din casa noastră și acest lucru ne bucură, pentru că atunci când copiii sunt gălăgioși și sunt plini de ghidușii, înseamnă că sunt copii sănătoși. Și Călin a frecventat un pic dansurile, am încercat, la fel și Alexandra, dar din a treia lecție am pierdut-o. Deci nu a reușit să înceapă lecția, că a dispărut din clasă și atunci m-am speriat și profesoara mi-a zis să mai țineți-o un an de zile și mi-o aduceți când să știu ce înseamnă, pentru că și eu lucrez cu copiii și știu ce înseamnă ca să menții acolo așa, pentru că într-adevăr la o vârstă după care încep să realizeze și ei și îndrăgesc. Spuneți-ne și nouă, care este cel mai mare succes până acum care l-ați avut așa prin meseria prismei dumneavoastră? Dacă să spun că cel mai mare succes ar fi să fie meserie, atunci aș minți toată lumea, pentru că de fapt cel mai frumos succes al meu este familia. Eu o să mă rezum la acest mare succes. În rest, dacă să vorbesc de muzică, acum 2 ani am reușit să dau un mare spectacol în sala Palatului Național cu toate, de fapt, cu bună parte, pentru că n-au încăput toate melodiile, cu bună parte din melodiile realizate cu tot cu versuri de către mine pentru sine și pentru o parte din colegii de breaslă. Am avut o invitată de onoare atunci în acest spectacol pe îndrăgita interpretă, doamna Anastasia Lazariuc. A fost și doamna Nișoara Pui, că a fost o bună parte. Foarte mulți mei. Că dacă încep să-i număr pe degete, a fost și Igor Cuciuc, a fost și Lenuța Gheorghiță, și Mariana Șura, și Mariana Micăiu, și Costi Burlacu, și Corina Țepeș. Când multe urmați să mai organizezi? Să mai fie un spectacol? Ideea este că nu știu ce s-a întâmplat după acel spectacol. Fie că a intrat Lene în propriul ego s-au relaxat. Ați luat o scurtă pauză. Bănuiesc că aveți și 12 ani de carieră în spate. Uneori mai vreți și să... Sunt chiar mai mulți. Am făcut 15 ani de activitate scenică în acea seară de decembrie. Și... sigur, pregătesc un alt proiect, cu un proiect destul de interesant pentru mine și am câteva colaborări pregătite. Mai nou am lansat și un videoclip cu o melodie, cu un vers semnat în limba rusă, cu artista poporului din Kirghizia, din Kirghizistan, Iulia Rățcaia. Am reușit să facem un lucru frumos de minune, fiind la o depărtare de mii de kilometri, iată că acest lucru ne-a reușit. Și cu ajutorul foarte, lui Dumnezeu, frumos și... sper să reușesc în acest an să duc la bun sfârșit o melodie pentru Valentin, câteva melodii Valentin pentru bunul meu prieten Adi Carp și pentru mulți alți prieteni. În România, cu cine colaborați din artiști sau cu cine urmați să colaborați aici
pentru că în România cu foarte mulți de la noi din țară, din Republica Moldova, vin aici și își lansează și melodii și colaborări și multe. Am o colaborare frumoasă cu doamna Anastasia Lazariuc. Sunt câteva proiecte pregătite cu alți colegi de breaslă care sunt bine cunoscuți și cotați aici pe piața din România și nu doar. Însă, până când nu se realizează acele lucruri frumoase, știi, nu puteți este greu să le vorbesc. Pentru că oricum, bineînțeles, deja veniți și la noi aici, la De Vorbă cu Succesul. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Și mai întâi de toate, dragii noștri telespectatori, haideți să-l ascultăm pe Adi Carp, o piesă minunată care ajunge la sufletele dumneavoastră. Mi-ai dat, Doamne, doi feciori. Cu mult dor i-am așteptat și mi-i sufletul împăcat. Frunzuliță de bușori, mi-ai dat, Doamne, doi feciori. Cu ochi mari ca două stele, sensul vieții mele. Are tata doi feciori, doi feciori ca două flori, două sărbători în casă, viața mi-e frumoasă. Are tata doi feciori, și pe soare și pe nori, zilele mi-s bucurii cu ai mei copii. Îți mulțumesc pentru darul tău ceresc. Mi-ai făcut viața senină, casa plină de lumină. Dragoste, îți mulțumesc pentru darul tău ceresc. Pentru cei doi feciorași, scump și drăgălași. Are tata doi feciori, doi feciori ca două flori, două sărbători în casă, viața mi-e frumoasă. Are tata doi feciori, și pe soare și pe nori, zilele mi-s bucurii cu ai mei copii. Să-i păzești, de rele să-mi ferești. Să-mi văd feciorașii mari, falnici ca și doi stejari. Doamne, când le-o fi mai greu, să-mi dai greul să-l duc eu. Bine pentru ei voi face să trăiască în pace. Are tata doi feciori, doi feciori ca două flori, două sărbători în casă, viața mi-e frumoasă. Are tata doi feciori, și pe soare și pe nori, zilele mi-s bucurii cu ai mei copii. Frumos, dragii noștri, vreau și eu să știu cine v-a compus aceste minunate versuri. Aoleu, cu cine ați colaborat la această da. Melodie? Și muzica și versurile mele aparțin. Aranjamentul muzical a fost semnat de către maestrul Vyacheslav Ștefăneț. Îi mulțumesc foarte mult pe această undă și întregii echipe care a lucrat asupra acestui cântec. Vreau să vă întreb, ce artiști de la noi, și din România și din Republica Moldova, dumneavoastră le-ați semnat piesele ca să... Dați câteva nume, dacă așa. Încep să-i enumăr pe degete... Adică sunt foarte mulți. Aș putea să dau un barăj, dar... Sigur că mai... marea mea colaborare se leagă de artiștii de acolo, de acasă, de peste Prut. Pornind cu Ana Barbu,
regretata Ana Barbu, regretatul Ana Toroșcovan, dacă se trec cu Anișoara Puică, Gheorghe Țopa, Lenuța Gheorghiță, Igor Cuciuc, Costi Burlacu, Corina Țepeș, Mariana Șura, Mariana Mihailă. Da, deci, practic cu toți, cu toți artiștii, Ala Zasmenko. Ala Zasmenko, da. De asta și spuneam, să nu scapă da, cineva, să nu supăr pe nimeni, pentru că am o colaborare frumoasă cu, practic, marea majoritate a colegilor mei de Breslau. Ați avut o casă de producție sau... Am activat la o cineva casă la o casă de producție. Care, din păcate, și-a sistat activitatea din cauza faptului că acele CD-uri, acele casete care se vândeau pe timp, nu se mai realizau, fiind acea influență sporită venită și peste Prut în Republica Moldova, sigur că acum e o nouă tendință de piață, melodiile se vând foarte bine pe internet, de asta și da, acum casa de producție s-a transformat într-o casă de producție internetul virtuală. E, da. Deja nu mai, cum era odată, casete și CD-uri. Exact. Bine, se mai practică acum CD-urile, dar așa. Valentin, tu ce melodie? Adică ai ceva compus de tăticu sau cover? Cum ai? De tăticu de mult n-am avut scrisă. Tata, da. Deci eu când l-am văzut pe Valentin, l-am văzut, cred, la televizor sau pe internet, așa? Aveai 5-6 ani. Deci eu acum când l-am văzut, am încurcat ceva. Nu? Am să vezi că trec zile, trec ani și copiii devin copii mari. Deci eu mă așteptam să văd un băiețel așa, timid, mic, dar el e adevărat flăcău. E timid, dar e mare. Știi că este o vorbă veche care mie îmi place foarte mult, ci că copiii străini întotdeauna cresc mai repede. Da, așa e. Da. Ce valori se moștenesc în familia Carpo? Așa. La noi copiii toți trebuie să cunoască un lucru foarte important, muzica. Muzica. Pianul este obligator, trebuie, deci apropo, pianul da. Trebuie să-l cunoască toți. Faci, faci pian, da? A fost complicat, primii 2 ani de zile a fost, Doamne ferește. Deci eu văd că Valentin este implicat în diferite activități. Eu m-am să-ți spun un secret, Lucreția. Eu știu un lucru foarte important, că cei care cântă nu pot face lucruri proaste sau nu pot supăra oamenii din jur. Și dacă o fac au bunul simț de a trece și de a-și cere scuze și de a-și lua iertare de la cei din fața cărora au greșit. De asta muzica trebuie să fie prezentă în venele lor, în sângele lor. Chiar dacă nu vor ajunge, interpreți. Soția nu s-a gândit niciodată cum să înveți a cânta la pian? Nu, să cânte chiar și așa, pentru că majoritatea ați văzut, mai ales la noi. Ea cântă foarte bine, să știi, ea cântă foarte bine pe coardele nervilor. Ei, nici așa, nu. Pentru că, nu știu, am observat și la noi aici în România și în Republica Moldova. Tot joacă soțiile pe coardele nervilor? Nu. Nu încerc să-i fac. Am văzut de multe ori, exemplu, soțul cântă și la un moment dat... Apare și soția tot și încerc. Asta e și la noi, e o tendință, dar nu la toți. Ați încercat vreodată așa, un karaoke, ceva, până la urmă? Nu am cântat, când pe anii de școală cântam. Deci, dar aveți, adică înclinația spre muzică este. Soțul ce spune? Lucreția, eu am să-ți spun... Soțul nu permite. Soțul permite, doar că este un lucru. Dacă să ne dacă să faci ceva în viața asta, trebuie să faci din suflet, trebuie să faci... Cu mult drag și cu mult har, pentru că noi toți ne naștem, știut lucru, costat de acolo de sus. Acolo, bunul Dumnezeu, când te naște, îți pune, știi, pe frunte, îți pune un semn, o semință, știi, o semință. Și uite, semința aia trebuie să dea roade. Dacă ea nu dă roade, așa cum ar trebui să fie, înseamnă că Dumnezeu a dat cumva greș. Undeva anume. De asta noi fiecare trebuie să ne ducem acea semință la buscăciță de roade. Cât de greu ți este așa că, da, fiind un artist așa renumit, fanele îl asaltează, bănuiesc. Tu cum accepti lucrul acesta? Pentru că de căsnicie eram chiar și geloasă și acum sunt geloasă, dar deja un pic mai puțin. Am imunitate. Da, deci știu că uneori în această meserie, în meseria aceasta e cam greu, pentru că unul dintre, sau cânt amândoi, dar dacă nu cântă, unul dintre parteneri mereu există acea latură a geloziei. Lucreția, și de asta...
Noi o să deschidem o paranteză și o să divulgăm un secret în emisiunea ta, ceea ce nu cunosc nici cei de peste plot de acolo, de acasă, de la noi. Deci fiți atenți aici. În acest an, în luna octombrie, noi împlinim o vârstă, poate încă fragedă, poate că nu e încă matură, a ajuns la vârsta, la o vârstă destul de dulce pentru noi, facem 15 ani de căsnicie. Wow. Îți dai seama că în această felicitări vârstă am reușit să mulți ne... Deci mai aveți puțin, faceți și majoratul. Da, deci, da. Suntem la vârstă aici, în platoul sărbătorim, așa, mare drag. Aici. Și am să-ți mai spun ceva. Eu cred că cei de acasă, nu știu dacă e cineva din cei care ne cunosc, din cei care mă cunosc, să nu știe că eu am acasă 3 copii. Știe toată lumea, bineînțeles. Asta, și deci, în momentul o soție minunată și superbă. Până una alta, Valentin, vreau și eu să ne încânți cu vocea ta minunată și să ne spui cu ce melodie ai venit aici, astăzi. Am venit cu Maybe I Maybe You. Hai. Și a doua, dacă voi cânta, păi Dai Fi Tu Sal Cel Amar. Deci hai mai întâi prima, să ne încânți așa. Poate mergi, poate cu Dai Fi Tu Sal Cel Amar. Bine. Hai să fie. Dai Fi Tu Sal Cel Amar, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-i fi în noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. De-i fi în zbor ori în dunea, m-aș face cuib pe-un ram. Primul ful de ne-de-i fi, m-aș face din zăpadă om. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. Și-n ochii tăi ce noapte somnul dulce a închis, aș vrea să fiu clipa unui vis. De-i fi tu mare ce s-a strâns în ochii ce nici când nu mint. De obrazul trist pe care o plâns, m-aș face lacrimă de argint. Un loc oricât de ascuns, atât aș vrea în gândul tău, în umbra ta. De-i fi în zbor ori în dunea, m-aș face cuib pe-un ram de pom. Sau primul fulgene de-i fi, m-aș face din zăpadă om. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. Și-n ochii tăi ce noapte somnul dulce a închis, aș vrea să fiu clipa unui vis. De-i fi tu soarele pe cer, m-aș face când răsare în zon. Bravo, Valentin, bravo, felicitări! Bravo, Valentin! Deci s-au dus emoțiile, că la început erai așa un pic mai... S-a dezmărțit! Sau așa de pe drum, erai un pic mai... În afară de muzică, când termini liceu, ce te vezi făcând? Unde vrei să... în ce latură? Cu facultatea, cu... Până ce nu știu. Nu, până ce nu știu. Adică, deocamdată el nu știe, dar e indecis. Sau da. Părinții se gândesc face pentru tine. Pentru că cu diferite domenii. Da, cu diferite deja domenii. Bine, cochetăm. Ce o să-i fii mai aproape? Pe parcurs, uite, să aibă de unde alege. Exemplu, mama a făcut inginerie, da?
și informatică. Informatică, inginerie, ceva cu tot pe aproape. Da. Informatice. Ați lucrat în domeniu sau... Și lucrează, am și predat prima... Haideți să aflăm mai multe, că aici este la interesant. Liceul Republican de Profil Real am activat, apoi la Casa de Discuri am avut în mai multe domenii. Da. La Casa la de Discuri? La Casa de Producție, da. Casa era director de magazin. Am fost manager pe vânzări. Și acum, dați-ne și nouă așa câteva nume, pentru că am înțeles că aici în România, recent cineva din artiști au filmat un videoclip și ați fost acolo și ați avut grijă să ia să în România, nu? La Paula Pașca, când a fost. Da, Paula Pașca și frații Ștefăneț. Frații Ștefăneț, împreună cu frații Ștefăneț, deci, vă invităm mai des și, și echipa de aici, la Super TV, fetele, să arătăm și noi atât de... Cu mare drag. Cu mare drag, deci de fiecare dată vă așteptăm. Cum ne inviți, noi direct ne luăm și sculele, știi cum... Deci, data viitoare asta și facem. Avem acolo câteva fete care sunt în culise, deci... Fetele, cred că mă auziți. Data viitoare, cine ne face frumoasă? Antonina. Înțeles. Așa. Ce albume ați scos? Ultima, am înțeles că ați scos și foarte multe albume. Eu, de fapt, cu albumele, ultimile mele CD-uri pe care le-am lansat, au fost în 2007. În total am lansat 4 CD-uri în Republica Moldova, 3 CD-uri de muzică etno și un CD cu colinde de Crăciun. Colinde, dar asta a fost de mult, pentru că după aia a intrat a fost atunci o perioadă, bine, eu eram mică. Într-o fază de regresie, știi, cu CD-urile și s-a oprit. Era când prindea foarte bine, pentru că știu că atunci în vogă era, astăzi este ziua mea. Erau multe melodii pe atunci. Melodia chiar de unde? Adi Carp, astăzi... O să vedem la final, sigur. Deci, da, la final, astăzi... Albumul de Colinde este înregistrată și vocea lui Valentin, avea jumătate de an și l-am lăsat într-o zi... La studio mi l-a lăsat pentru câteva clipe. Făceam practică de producere. Așa, și într-o întreprindere și tata a avut grijă să-l tachineze. Lăsat copilul în studio. Când am revenit am auzit că i-a înregistrat vocea copilului. Deci vezi, Valentin, de mic. Bine, nu era în fașă, dar tot pe acolo. Ai fi spus că dacă era pe timpurile mele, îl puteai pune în fașă, sigur. Da, bine. Deci vorba multă sărăcea omului. Haideți să ne cânte domnul Adi Carp, să mai cântăm aici. Să o melodie, una dedicată soacrelor, pentru soacrele bune. Aoleu, pentru toate soacrele, deci. Frunzulița șolalea, ce noroc în viața mea, ce noroc în viața mea, în viața mea, că nu am o soacră rea. Ce noroc în viața mea, în viața mea, că nu am o soacră rea. Am o soacră tare bună și o văd odată în lună, însă supărare n-am în viața mea, dacă o văd odată în an. Însă supărare n-am în viața mea, dacă o văd odată în an. Lumea să știe că am mare bucurie. Când vine în ospeție, soacra mea mă ascunde bucurie. Și mi-n vața mea soție, soacra mea cu sfaturi de omenie. Ce pleacă acasă, soacra-i tare bucuroasă,
Dar-mi lasă la mine în casă, soacra mea o soție mânioasă. Dar-mi lasă la mine în casă, soacra mea o soție mânioasă. Lasă știe întregul sat. Păi să tat nu mai pot său, de soacra mea să se audă-n Chișină. Că am soacră minunată în viața mea, să știe Moldova toată. Soacră bună, ce să fac? Cu tine să mă împac, cu tine să mă împac. Of, soacra mea, viața dulce să-mi o fac. Să mă împac, of, soacra mea, viața dulce să-mi o fac. Bravo! Mulțumesc, deci ea, mulțumesc, am ascultat așa cu atenție cuvintele. Cuvintele pentru, da, cuvintele sunt pentru, foarte pentru soacra ta e dedicat această melodie. Alta nu am. Alta nu am. Deci foarte, foarte frumos. Uite, așa melodii. La noi, și aici în România, la petreceri pentru toate soacrele frumoase. Păi asta e, de fapt asta și este misiunea pentru soacrele bune. E un text de glumă, nu e nimic serios. Cu mama, soacra ne împăcăm foarte bine. Poate recunoaște, mai ales că soacra nu este aici. Da, și tu la fel, nu? Mama, da. Soacra. Doamne ferește, mama, soacra, a soției mele este cea mai bună mamă pentru mine. Da, așa. Spuneți-ne așa, repede, cum să zic. Proiectele de viitor. Repede, așa. Proiectele de viitor, hai să ne ducem întâi de toate la Valentin. Copii. Cei doi de acasă, unul trebuie să meargă la școală în toamna asta, altul să continue cu Gredi. Valentin, școală, școală și iar școală, da. Muzică. Deci data muzică. Viitoare, Valentin, vreau să vii de ce te faci când vei fi mare? Eu una, când eram mică, mă întreba ce vrei să te faci când vei fi mare. Eu ziceam tot timpul, vreau artistă. Mă mai gândeam, vreau prezentatoare. Deci, toate bună profesie. Deci visele devin realitate. Când vii aici în studio, îmi spui, uite, Lucreția, eu m-am gândit ce vreau să mă fac în... Noi suntem de acord să spună chiar ție personal, fără de emisiune, dar să ne spui și nouă. Da, de ce? Atunci, sigur, vă știm. Așa, Antonina, să ne spună ce vise are pentru... Ce vise, da. Ce colaborări, are ce... multe vise. Cum fără de vise? Care sunt odată așa? Odată ce ai vise, ai și scopuri și tinzi spre succes. Spre succes mai mult. Evident. Haideți să pentru că Valentin mai devreme a spus că a pregătit o piesă atât de superbă. Haide, Valentin, că tot văd că ești așa, aștept cu nerăbdare. Change to the world, reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find a key to the stars, to catch the spirit of hope, to save unhappels to hurt. In a world full of pain, someone
but the world will be cold. Wipe out dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to cherish the flame, bringing light to the dark. Bravo, Valentin! Deci, ne-ai încântat, ai o voce foarte minunată, felicitări! Deci, moștenită de la tăticu. Domnul Adim, ce momente neplăcute ați avut așa în concerte? Sau, nu știu, dacă tot aveți studio, spuneți-ne și nouă, s-a întâmplat artiștii să vină, se întâmplă de multe ori, să vină artiștii așa nepregătiți. Asigur că, fără de asemenea momente, activitatea din studio nu poate derula cu succes. Întotdeauna există riscul să vii în studio și dacă nu ai avut grijă de voce, de acest instrument care se cheamă voce, dacă nu ai avut grijă de ea cu zi măcar n-a încălzit-o, n-a înainte, făcut exercițiile, nu? Nu, și chiar cu zi înainte, dacă nu ai avut grijă să-ți păzești acest instrument, s-ar putea atunci când vii în studio să nu sune vocea. Da. Și atunci riști să nu înregistrezi cântecul sau mai multe cântece pe care le-ai pregătit. Am avut un caz foarte interesant cu doamna Anastasia Lazariu, care a venit să înregistreze în studio 3 melodii la care noi lucrasem cu dumnea ei. Le-am expediat la București. Doamna Anastasia le-a învățat, le-a studiat și a venit de la București. Am întâmpinat-o frumos. Și am dus-o la hotel. Și zic, doamna Anastasia, mâine ne vedem, mâine vin și voi de la hotel, mergem la studio, după care am grijă eu și vă duc mai departe la aeroport. Doamna Anastasia s-a culcat și a uitat un pic condiționerul pornit. Și a doua zi, când am mers în studio să înregistrăm cântecele pe care le aveam pregătite, nu suna vocea. Din trei melodii, problema multor artiști. Problema aceasta e a multor artiști. Și din trei melodii abia am scos în capăt lucrul cu una singură. Am mers, doamna Anastasia, am mers la aeroport, a zburat la București și a revenit în Chișinău peste 2 săptămâni. Când s-a vindecat, mai bine ca zis. Ca să ducem lucrurile la bun sfârșit. Dar iată, nu știu, vi s-a întâmplat să s-a trezit cineva peste noapte, vrea mâine să fie artist, vrea mâine să cânte. Și să vină, știți că acum studiourile și calculatorul face minuni. Să știi că, din păcate, există multe cazuri similare. Avem multe, pot sigur să merg cu exemple, dar nu cred că eu sunt persoana cea mai indicată să-mi scot problemele din studio și să le divulg pentru toată lumea. Apropo, noi avem și persoane cunoscute din acest domeniu, pe care le cunoști și tu și le cunosc și eu, dar despre asta sigur nu cred că e cazul să vorbim în emisiunea ta. Aici vorbim doar despre de succes. Da, oameni de succes. Cel mai complicat atunci când omul vede că, uite, succesul e agățat de o persoană și consideră că acest succes e legat anume de viața de scenă. Nu este adevărat. Succesul te găsește și te ia cu sine sau merge cu tine braț la braț doar atunci când sunteți compatibili. Și dacă tu consideri că atunci când vii pe scenă și vrei să cânți și dacă îți faci un cântec, bine, cânți cum cânți, calea valea și crezi că acel calculator sau omul care stă în spatele programei și îți desenează cumva vocea, consideri că vei avea succes, atunci s-ar putea să fie invers. De asta eu zic întotdeauna. Într-o bună zi te trezești, na. Se întâmplă de multe ori să fii pus la o provocare. Dumnezeu să-l ierte pe tata, el avea întotdeauna o vorbă, el zicea întotdeauna așa: trebuie în viață să faci ceea ce îți vine cel mai bine.
ca o mănușă pe mână, știi? Dacă ție îți vine bine profesia de prezentator și ai succes, continuă. Dacă tu ai succes în arta de a cânta și bine mersi, o duci și ok și frumos în cântecul popular, continuă să faci muzică populară. Fă ceea ce îți place mereu. Și muzica ușoară, știi? Nu cred că uneori când vrei să treci de la o profesie la alta este cel mai bine sau este cel mai indicat. Eu zic că fiecare se naște cu astea aparte și trebuie să ne ghidăm de aceasta. Deci de aici rezultă, trebuie să fii talentat ca să devii un artist de succes. Pentru că de asta v-am și întrebat. Știu multe cazuri când nu știe să cânte și se apucă de jucat, de cântat. De cântat, da. V-am pregătit și așa un set de întrebări. Vreau să văd cum sunteți pregătiți așa. Nu sunt. Vreau, domnul Adi, ce preferă, vin sau bere? A, întrebare foarte complicată. Deci, sau una și alta. Nu. Una și alta. Ca atare sunt un mare amator al berii, dar n-am scăpat de această provocare care se cheamă berea de ceva timp și mă bucur foarte mult că nu mai cochetez de ceva timp. Și am trecut la vin. Da. Valentin, pâine sau mămăligă? Mămăligă. Mămăligă. De ce? O face mama mai bună mămăligă? Tata o face mămăligă. Tata. Deci tata gătește. Ce a gătit tata ultima dată? Ia. Mămăligă. Mămăligă. Da. Ce este zânatic la tine? Vreau să știu și eu. Zânatic. Ce e zânatic? Ești ca o zână, zânatic, frumos. Mulțumesc. Nu știu. Trebuie să întreb pe Adi. Deci, hai să-l lăsăm pe Adi. Foarte serioasă întrebare pentru mine, provocare. Ce este zânatic la Antonina? Antonina este zânatic. Deci Antonina. Tocuri sau tenis? Tenis. Tenis, mai da? Des. Cum te faci frumoasă cu ce găsești prin casă? Frigider, cămară. Ce găsești? Bine, aici la cu frumusețea nu putem să dăm greș la Antonina, pentru că... Frigider sau cămară? Frigider sau cămară? Ce găsești frumos la tine atunci? Complicat? Complicat, da. Cea mai mare slăbiciune la Antonina? Cea mai mare slăbiciune la Antonina? Adi. Adi, deci gata, am aflat slăbiciunea. Dacă nu vin acasă la o oră bine potrivită, să vezi cum... Ultima criză de gelozie, care a fost? Ultima așa? De la Antonina. Aici ar trebui să mă întreb pe mine. Deci și tu ești... Nu, ar trebui să mă întreb când a avut ultima criză, că eu țin minte. Țin minte? Da. Deci, să înțeleg, tu ești mai geloasă ca Adi. Nu, noi împărțim gelozie la 2 întotdeauna. Cred că împărțim. Noi împărțim pâine la 2, pâine la 5 și gelozie la 2. Domnul Adrian, ultima carte a citit, așa că tot sunteți cu concerte, cu asta seara. Sunt într-o căutare și îl descoper de ceva timp pe maestrul și bine cunoscutul umorist, dar și scenarist, actor, maestru Gheorghe Urschi. De ceva timp îi citesc biografia și citesc toate scrierile dumnealui. Și apropo, chiar îți recomand să-l descoperi, pentru că este un pământean despre care ai putea să afli și tu multe. Uite, ai putea ceva să știi, pentru că da. Domnul Urschi, noi îl cunoaștem că este un umorist foarte renumit, okay, și foarte drăguț, da. Și scump sufletului nostru, însă pe lângă acest har al umorului, să vezi că scria și cred că continuă să scrie foarte, foarte interesant. Ce nu-ți place la Adi? Eu știu. Ce nu-mi place? Când nu este punctual. Când întârzie. Deci, o are cu chestiile astea. Deci că vine în jumătate punctualitate, de oră și deci... vine peste 2 ore. Am înțeles. Dragii noștri, astăzi alături de noi au fost o familie de succes din Republica Moldova. Și bineînțeles, vreau să-l invit pe Adi să ne cânte, dar noi, până una alta, ne vedem în fiecare marți aici, la De Vorbă cu Succesul, să cunoaștem cei mai de succes oameni, deci exemplul aveți aici astăzi alături de mine, în fiecare zi de marți la orele 17, fiți alături de noi, că avem surpriză și surprize!
afară, sunt neiertători, se duc pe apa limpede la vale. Anii zboară, sunt necruțători, se duce tinereța ca o floare. Mi-am pus anii mei în salbe, câți i-am adunat, și pe râul plin de valuri, anii câți au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Floare de smarald, dar anii se grăbesc, se duc ca vântul. Mult îmi place ca să cânt cu drag, pornesc la drum îndoi mereu cu gândul. Viața-i viață și în viață mult este trecut, doar alături de prieteni pot să râd, să plâng, apoi să cânt. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Mulțumim frumos, domnul Adrian. Mulțumesc mult. O melodie foarte superbă pentru toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere. Mulțumesc. Chiar recent am, acum în luna iunie am fost și eu. Felicitările noastre. Mulțumesc. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet că ați acceptat această invitație, pentru că astăzi este prima mea emisiune de debut aici la De Vorbă cu Succesul noastre. Și chiar vă mulțumesc că mi-ați dat așa, mi-ați dat un curaj și să mă simt așa și ca, nu știu, am deja, m-ați și emoționat, pentru că când stau de vorbă cu cei de acasă, mă simt ca acasă. Noi nu putem să nu venim, să nu te susținem, pentru că ești de-a noastră și noi, atunci când am primit invitația și vă salutăm pe această undă și pe Ala Zasmenko, care, bineînțeles, da, ne va onora și ea cu prezența aici în studioul ăla. Noi am acceptat cu mare drag să venim aici aproape de tine, să fim și să te ajutăm să treci primul prag și cu Doamne ajută să fie într-un ceas bun și cu mult noroc. Mulțumesc frumos și, bineînțeles, vă aștept. Foarte bine. Da, mulțumesc că și vă aștept în fiecare dat aici, la noi. Da, noi vă așteptăm, apropo, să treceți prutul cu televiziunea dumneavoastră, să fiți în casele celor din Republica Moldova. Cu mare drag. Mulțumesc, dragii mei, că ați fost astăzi alături de mine și de acești minunați oameni de succes. Vă așteptăm în fiecare zi de marți la orele 17 și, bineînțeles, vă pregătesc surprize, pentru că eu, în continuare,
voi pleca la mare și de ce nu să cunoașteți și cei mai de succes oameni de pe litoral românesc. La revedere și o zi frumoasă! V-am pupat! Succesul este atributul celor care nu se tem săriște, care nu se lasă încadrați în tipare, pentru că reușitele mărețe implică și riscuri pe măsură. La De Vorbă cu Succesul îi veți cunoaște pe aceia dintre noi, care nu tânjesc după validarea socială și nici nu trăiesc după trenduri, ci conform propriilor convingeri, punând preț pe crezul individual. Sunt Lucreția Racu Catiușa și vă aștept în fiecare zi de marți la orele 17, să luăm succesul la întrebări.